Mălâncuș câștiga primul sezon din Vocea României Junior, dacă vă mai aduceți aminte, foarte drăguță în echipa lui Moga. Acum Maia are 14 anișori și este aici împreună cu Ioana Ignat și cu super piesa pe care cele două au împreună, vor să o cânte și să ne spuneți prin mesaj dacă vă place sau nu vă place această colaborare. Să le primim! Deci nu vine să cred că puștoaica asta care a câștigat Vocea României Junior, Ciucă, venea la noi când avea 9 ani, acum are buletin. Era atât. Era atât, mai ții minte? Atât mic, așa, creață. Perfect, buciumat aici la noi, la emisiune. Bună! Bună perfect. Ziua! Ai 14 ani? Da. Și ai buletin? Ani. Da. Nu pot să cred. Deci tu acum ești în clasa? Acum am trecut în clasa 8-a. În clasa 8-a și ești aproape cât Ioana de înaltă. Da. Ce zici de treaba asta? Păi e bine, sper să așa mai cresc și mai înaltă. Haide să luăm un loc aici. Ioana, mai rămâi cu noi, mai povestește-ne ce face Sebastian. Păi Sebastian nu e aici, o să vă povestească dar el ce face el? Mai sunteți împreună acum, nu? Da, am venit cu Maia acum să vorbim. Lasă-mă că ai venit cu Maia, normal că vorbim și de Maia. Dar nu fii șocată că dar practic... Dar de ce mă pui așa în situație? Știi că nu-mi place să vorbesc, dacă tu, am ceva nu, de vorbit, vorbesc. Nu mai e relația asta? Nu mai funcționează? Mai e ceva? Vrei să te oprești, rău frumos. Dar doar te-am întrebat, adică ai venit cu Sebastian la noi la emisiune? Am venit, păi când am venit cu el la emisiune, am vorbit despre el. Acum am venit cu Maia, nu cred că e cazul să vorbim despre... Eu zic să nu fim nervoși, te rog frumos, Ioana, să ne relaxăm. Știi că eu te respect și te apreciez și eu pe tine, mult, dar nu știam și... că e un subiect sensibil ăsta, okay. Iartă-mă. E sensibil? Nu este un subiect okay. sensibil, doar că nu vreau să discutăm despre asta. Pur și simplu, că... nu te poți dezîndrăgosti de zahăr. Ba da, să știi că beau cafea fără zahăr am acum. Am încercat să te să dezarmosăm bomba asta citind de pe tricoul tău. Scrie pe el, mă dezîndrăgostesc exact. De zahăr. Exact, mă dezîndrăgostesc, a fost prima mea piesă. Știu, și de asta, și citea de zahăr ani. Și mi s-a părut foarte tare asta. Am încercat să jonglăm. Am înțeles. Maia, tu ce mai faci? Cum mai stai cu școala? Păi stau chiar... Că de asta am venit aici să vorbim, înțelegi? Da, eu înțeleg perfect. Păi cu școala merge bine, ce pot să zic? Sunt mândră de ce medie mi-a ieșit la finalul anului, așa că da, totul da, bine. Da, bravo, foarte bine. Uite, vedem niște imagini când erai la Vocea României Junior și exact cum spun, mi-aduc aminte de tine câtă energie aveai și observ că ți-a rămas energia asta și pofta de viață, ceea ce cred că e cel mai important. Da, încerc în fiecare zi să nu fiu așa posomorâtă, să spun, să am chef de viață. Nu reușesc în fiecare zi, dar e important că încerc. Da, cum te vezi tu pe tine acolo la 9 ani? Pentru că mi se pare că e așa, știi, se vede schimbarea. Când da. Aveai 9 ani acolo și uite aici la 14 ani. Era mai carefree, presupun. Adică, nu știu, nu prea îmi păsa așa de mult de uite tot, de părerea oamenilor. Păi și cum? Acum îți pare? Cum ați pasă? Păi acum analizez mai în detaliu chestiile decât când aveam 9 ani. Da? Da. Dar cred că tocmai asta e farmecul la 9 ani și atunci când ești copil să poți să nu ai restricțiile astea, știi? Păi clar. Cum zicea da. Marius Moga, să te doară la bas. Nu așa aveam, Moga, piesa? Doare la bas. Exact. La bas. Despre asta este vorba. Să revenim și la Ioana Ignat, care sunt convins că s-a relaxat, este ok, este cu noi. Ce mai faci, Ioana? Fac foarte bine. Ce să fac? Muzică? Da. E perfect. Și cu școala de șofer cum merge? Sau ce merge stai ok, mai am... Să nu vorbim! Mai am vreo 5 ședințe și o să am și eu permis în curând. Cred că prin august. Ești sigură că o să ai permis? Sunt sigură, da. Eu o de să obicei... te scot la tablă. Vrei să facem un test? Să vedem dacă ești pregătită? Mi-ai pregătit un test? Da. Dacă l-ai pregătit deja, hai. Exact, perfect. O să facem în felul următor. Tu poți să înveți de acum Maia, că mâine poimine o să-ți dai și tu pentru carnet. O să facem da. În felul următor, Ioana. Vreau să te uiți cu ochii tăi de căprioară la acest ecran. Uitându-te la acest ecran, o să apară niște întrebări. Regulă. Întrebările astea, niște semne de circulație, iar eu o să-ți spun, o să te pun în dificultate, punându-te să spui ce variantă e corectă. De acord? Vă rog frumos, maestre, Ciucă. Primul semn de circulație. Avem acest semn de circulație, se va vedea pe ecran. Îi rugăm și pe cei de acasă să trimită mesaje eu pe WhatsApp. Ciucă are și el carnet de 10 ani, dar dă din cap ce semnă fie asta. Stai un pic, te ajut. Că sunt băiat bun. Gata, eu știu. A. Curbe periculoase. B. Drum alunecos. C. Drum cu denivelări. Cu denivelări. Bravo. Corect, bravo. Ai un punct, mergem mai departe. Mergem mai departe. La ce reprezintă următorul semn de circulație? Vânt la teren. Nu l-am văzut în viața mea pe asta. Nu l-ai văzut?
Ce, că nu e, oare că n-o fi străzi luminate sau ceva? Are vreo legătură? Nu. Nu, nu? Sau că sunt? Cum, nu știu. Cum că? Sunt luminate, de fapt. Deci, vouă semnul ăsta de circulație vă arată că ar fi vorba de străzi luminate. Atenție, sunt străzi luminate sau cum? Nu știu. Adică ce? Și pare așa ca o lanternă. Pare ca o lanternă. Să te ajut, o să-ți dau trei variante ajutătoare. Circulație doar pe partea dreaptă, vânt lateral sau pericol de accident? Vânt lateral. Asta e. Deci vânt lateral, nu că merge felinarul sau nu. Te rog. Mergem la a treia întrebare, să vedem următorul semn de circulație. Risc de accident foarte ridicat. În bravo, ultimii, bravo. Nu știu câți ani... Nici n-a respirat, ți-a dat răspunsul corect, bravo, Ioana. Nu știu câți ani au fost... hai, facem pace. Pacea de la... Nu eram certat cu tine, doamne ferește. Nu, dar așa, nu. Dar ți-am luat, te-am întrebat că doar ești tânără, ești frumoasă, iubești, iubești, iubești. Exact. Nu. Tot vine okay. Cineva, dacă vine cineva la mine acasă singur, fără da, soț, eu... nu întreb ce face soțul, ce dar face Marian. Dar ce am venit la tine acasă? Păi da, ești la mine acasă. N-ai venit în vizită? Te-am întrebat ce mai... Adică da, vii da, în vizită, okay, cunoști ce mai face cu tare, pe nu ne luăm din asta. Sunt bine, ce mai fac atât. Da, bine, iar ne certăm. Mă întreb de alți oameni. Da, perfect. V-aș certat. Hai să dăm pe patru. Nu, nu ne-am certat niciodată. Păi da, niciodată, de asta zic, că mă și enervează chestia asta. Ok, trebuie să zic cine are prioritate, nu? Da, deci care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin intersecția din imagine? A, B sau C? Adică autoturismul, autocamionul sau motocicleta? E un test și pentru cei de acasă, pentru că eu chiar zic de foarte multe ori că noi cei care avem carnet ar trebui să mai dăm pentru carnet odată la 5 ani, cel puțin. Deci ăsta trece ultimul, ăsta cu roșu. Deci întrebarea e, te rog frumos să fii atentă, okay. Care va trece ultimul? Da, corect, care trece ultimul? Deci, ăla cu roșu. Adică autoturismul. Exact. Răspunsul este corect. Mergem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare, care dintre autovii... Păi cred că nici nu mai trebuie să dau examenul, nu? Că uit la emisiune și vin direct și îmi dă permisul. Vrei să scot din sală? Mă scuzați, domn profesor. Ok, perfect, mergem mai departe. Următoarea imagine, te rog okay. Frumos să te uiți, da? Care dintre autovehicolele din imagine au prioritate de trecere? A, autobuzul și motocicleta, B, motocicleta și autocamionul, C, autobuzul și autoturismul. Autobuzul și motocicleta au prioritate pentru că deja au intrat în intersecție. Mai gândește-te odată! Da? Mai gândește-te odată! Arătați deci, imaginea, vă rog, da. Frumos și celor de acasă, care acum se gândesc că pur și simplu ar da, da și ei școala. Întâi... Ia ziceți, cum rezolvați această autoturismul problemă? Autoturismul cu motocicleta... Deci apoi... cine are prioritate? Autoturismul cu motocicleta. Deci ai zis autoturismul și motocicleta. Asta cu albastru. Boss, ăla cu albastru camion. E autocamionul, cred că, nu? Da. Aș, da. Și deci și motocicleta. Da. Păi deci motocicleta și ăla, da. Da, exact. Păi da, dar prima dată ai zis autobuzul și motocicleta. A, păi te rog frumos să nu mai fie greșelile astea. Okay. Nu vreau să ne certăm. Să mergem mai departe, Ioana. În ce ordine vor trece prin intersecție cele trei autoturisme? A, roșu, albastru, verde, B, verde, roșu, albastru, C, albastru, roșu, verde. Trebuie să zici ordinea. Verde, albastru și roșu. Greșit. Verde, roșu, albastru. Corect. Da, dar vezi că acolo trebuie să fie din prima. Știu. Te rog frumos să fii mai concentrată, da? În regulă. Dar oricum, te descurci deci, foarte bine. Hai să vede că... Am trecut examenul, nu? Nu, mai avem încă câteva. Okay. Trecem și la unele... Ia să vedem ce reprezintă următorul indicator și astăzi e practic este un test și de rutieră pentru cei de acasă. Este interzis circulația cu cu cercul. Cu motor, cu corect, cu motocicleta, corect. Mergem mai departe la întrebarea 8-a. Ce reprezintă următorul indicator rutier? O farmacie, spital. Este în apropiere sau ceva? Nu știu. Reprezintă post prim ajutor, corect. În regulă. Bun, mergem la întrebarea cu numărul 9. Ok. Hopa, ia uite ce imagine frumoasă avem. Autobuzul din față semnalizează ieșirea din stația prevăzută cu alveolă. Cum trebuie să procedați? A, îl ocoliți cât mai mult, B, reduceți viteza și la nevoie opriți pentru a permite plecarea din stația autobuzului, C, vă continuați deplasarea deoarece nu aveți restricții, ziceți doamna Ioana Ignat. Reducem viteza și așteptăm să treacă întâi... Bă, corect, 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 B, e corect. Știu. Gata, bravo, ai trecut testul, nici nu mai facem. Mulțumesc. Deci, gata. Să vedem să-mi dea permisul. Bravo! Da, ca să faci teste? Nu prea. Am făcut la început. Am făcut pe telefon chestionarii, dar după aceea n-am mai făcut. Perfect. Să revenim totuși la niște lucruri profesionale și să vedem cum v-ați cunoscut voi două.
Minunat. Păi ne-am cunoscut prin intermediul lui Marius Moga, chiar în 2016 ne-am întâlnit întâmplător acolo la studio. Că am ținut legătura. Da, am ținut legătura după aceea pe social media. 2016, adică 2016. Acum 5 ani? Da. Și noi am mai lucrat de atunci. Am mai lucrat vreo 3 piese și asta au ieșit câștigătoare și până la urmă... cine a hotărât că asta e câștigătoare? A fost trasă la sort? Am hotărât împreună. Da, ambele. E făcută de Marius Moga? Nu, este făcută de mine. De tine? Da. Trădare. Ce trădare e asta? Păi tu te-ai dus la Moga în studio, acolo acum 5 ani ai cunoscut-o pe Maia. Așa? Moga practic v-a unit destinele și tu l-ai trădat pe Moga. Ne-am unit singuri, că noi ca și cum au venit și... Nu, el a fost cel care v-a unit. Să ne luăm din mână. Era o glumă, ce glumă, Ciucă. Vezi că nici nu mai țin la glumii de acum. Dar nu știu de ce ai, ești încordată astăzi. Am băut multă cafea, cred. Te rog, nu mai bea. Agitată, da, să reduc. Și vreau să te am întreb, multă unde cafea, plecați da. În vacanță? Vreau să te întreb ce planuri ai pentru vara asta și toate astea și... Am foarte multă treabă, eu tot plec în vacanță. Plec o dată la o săptămână, două, mă duc în weekend, pe la munte, pe la mare. Da. Și acum sunt într-o perioadă în care vreau să lansez cât mai multă muzică, că am făcut 100 și ceva de piese și n-am reușit să lansez nimic. Doar 100 de piese? Și vreau să le lansez și nu știu, poate prin august mă duc prin Grecia sau undeva, că îmi doresc mă mulțumesc. Mă duc sau vă Grecia. Duceți? Nu știu, să văd, eu acum vorbesc pentru mine, că n-am discutat încă cu nimeni. Tu m-ai întrebat pe mine acum, n-am apucat să întreb pe nimeni. Da, mă, te întreb. Da, mi-a plăcut, doi tineri frumoși au venit aici. Na, asta. Hai să cântăm mai bine, că presimt că e încordată treaba. Ok. Hai. Se uită la emisiune? Sigur se uită, de obicei cine? Se uită. Mama, tata, familia mea, și eu, exact. Chiar și toată lumea se uită. Da, bine, perfect. Nu mai vorbim despre... Tu știi pe Sebastian? Da. Dobrincu. Da, știu de el de pe social media. Pentru că media. Și el a lucrat cu Marius Moga. Păi da, de acolo au făcut știu. Proiectul ăla care se numea Ireal. Exact. Da. Și știi că Sebastian Dobrincu... Da. E talentat. Da, foarte. Așa este. Ioana, de obicei ne luam în brațe, de obicei era o bucurie când ne revedeam. Astăzi ai intrat pur și simplu, nu știu, întoarsă, te-ai trezit cu fața la cerșa, nu știu ce s-a întâmplat. Nu, eu te-am prins pe tine altfel, te-ai schimbat. Normal. Nu mai ești omul pe care da. L-am cunoscut. Și tu nu mai ești aceeași fată pe dar care am cunoscut-o și era tine, deschisă. Și eu am încredere în tine. Și... Te-a schimbat dragostea, efectiv. În bine bănuiesc, nu? Da. Parcă sunt mai responsabil așa o leacă. O leacă. Ioana Ignat rămâne aceeași foarte talentată, oameni buni. 100 de piese. Wow, ce urmează? Când le dai drum? Ar fi foarte fain să le dai drum așa în fiecare zi. Nu știu, mă gândesc și eu. Lansez câte un album. Să ai succes. Doamne ajută, mulțumesc. Perfect, Maia, să crești da, mare. Mulțumesc. Și te mai așteptăm la emisiune. În clar. Spatele camerei de filmat cine filmează? Mama sau? Mama, da. Mama, e în roșu sau în negru? Adică. Păi sunt două mame în spate și tu acum adică, uite, în alb sau net? Da, păi vezi, două negru, mame, ușcare să știu care e. Mama mea adoptivă. Cine? Mama mea adoptivă. E mama ta adoptivă, vezi, două mama mame aici. Adevărat. Mamă, orice vă întreb, amândouă, mama. Să rămână mama lui Maia, faceți cu mâna, să rămână. Și mama adoptivă, faceți cu mâna și noastră. Tata adoptiv, dați-vă un pic la o parte. Tata adoptiv sau cine? Tatăl Maie. Mulți tați, multe mame. Important e că sunt oameni care au venit să-i susțină pe copiii ăștia talentați. Ioana Ignat și Maia Mălâncuș vă cântă. Piesa este compusă de Ioana Ignat. O găsiți pe YouTube, presupun că e piesa, nu? Se găsește deja da, pe YouTube. Da. Și videoclipul pe Ioana Ignat pe Instagram, pe Maia Mălâncuș pe Instagram. Și dăm drumul la muzică și să fie o vară frumoasă. Doamne ajută!